Eminescu, un vers și cânt, așa a fost intitulat evenimentul de comemorare a poetului național Mihai Eminescu, organizat în această după-amiază de parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei. În cadrul manifestării, grupul coral Pnevma și mai mulți actori invitați au susținut un program cultural-artistic de poezii și cântece pe versurile lui Eminescu. Mihai Eminescu a fost evocat în această seară la Biserica Mărcuța, loc frecventat de poetul național în perioada petrecută în București. Cu prilejul împlinirii a 172 de ani de la nașterea sa, în lăcașul de cult din sectorul 2, grupul coral Pnevma și soprana Maria Madalina Constantin au interpretat lucrări polifonice, armonizate pe versurile lui Eminescu, iar actorii George Ioan Hodor și Ioana Alexandra Budu au recitat poezii din vasta sa operă lirică. Și pura fecioară Maria. Sărbătoarea Zilei Culturii Naționale ne ajută să înțelegem că evocarea marilor valori și simboluri ale neamului nostru este o datorie permanentă a tuturor românilor. Pe Eminescu îl cinstim pentru bucuria sufletului nostru. Eminescu a trăit puțin, dar intens pentru credință și țară. Marele poet a avut o dimensiune religioasă, creștin-ortodoxă, concretizată prin opera sa, în care a reușit să creeze o atmosferă creștină. Eminescu este cinstit de biserică pentru că și el a cinstit și a slujit bisericii. În familia lui Eminescu au fost cultivate cele mai mari virtuți pe care le-a propovăduit Biserica Strămoșească, credința și rugăciunea. Provenea dintr-o familie profund credincioasă, atât după mamă cât și după tată. De timpuriu, în biserica veche de pămășia părintească din Ipotești, cât și în chiliile surorilor după mamă, de la mănăstirile Coșula și Agafton, a descoperit rugăciunea, rugăciune pe care a dezvoltat-o, ajungând la cele mai înalte trăiri în cadrul Sfintei Liturghii. Eminescu iubea liturghia și frecventa biserici și mănăstiri. În București fiind, venea adesea la mănăstirea Mărcuța și mai înainte de a se îmbolnăvi. Invitatul special al evenimentului a fost actorul Alexandru Bindea de la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. Nu mi s-a mai întâmplat să recit într-o biserică. E ceva care nu se poate exprima prin cuvinte. Vreau să vă spun un lucru. Emoția distrugătoare, care de obicei într-o scenă de teatru normal își face prezența, aici parcă mâna lui Dumnezeu a luat acea emoție distrugătoare, zicem noi, și a lăsat doar emoția benefică a actorului care trebuie să emoționeze la rândul său publicul. Mâine la Biserica Mărcuța va fi oficiată Sfânta Liturghie, în cadrul căreia va fi pomenit Mihai Eminescu, iar la final preoții slujitori vor săvârși un parastas pentru sufletul poetului național.